E un habitat specific dunelor de nisip, de pe grindul Letea și Cara Orman, și se dezvoltă pe acestea funcție de nivelul apei freatice. Nu există o dezvoltare uniformă, tocmai pentru că nivelul apei freatice este mai mare în zonele dintre dune. În Letea chiar trupurile de pădure de acest fel se numesc hasmace sau hașmace și se concretizează de-a lungul acestor zone interdunale. Structura acestor păduri înglobează ca specificitate și o serie de liane, printre care cea mai importantă este periploca greca, liana grecească, așa numită liană grecească, care poate atinge până la 25-30 de metri lungime. Un al doilea strat al pădurii este dat de către arbuști, cum ar fi sângerul, păducelul, porumbarul, arbuști sub care există o vegetație ierboasă specifică acestei păduri, formată din specii chiar și de orhidee în anumite zone ale pădurii. Între trupurile de pădure sunt situate zone de pajiști care se întrepătrund și leagă aceste trupuri de pădure, parte din pajiști dezvoltându-se pe zona superioară a dunelor, parte dintre ele dezvoltându-se pe zonele dintre dune. Importanța din punct de vedere ecologic este că adăpostesc o faună bogată, de la căprior până la mistreț, mai nou ca răpitoare există chiar și specie de șacal. Acest tip de habitat este într-o formă restrânsă în cadrul zonelor strict protejate Letea și Cara Orman, sub o formă extinsă prezentându-se în pădurea Babadag. Acesta fiind și un argument pentru care la început s-a startat ideea de a face Delta Dunării rezervația biosferei, a o declara rezervația biosferei, pădurea Letea fiind prima rezervație științifică. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta, în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.